Facem o recapitulare acum. Astea sunt partițiile pe care le am. Prima este făcută de sistemul de operare. O folosește sistemul de operare de Windows. A doua este partiția C de Windows, este de tip NTFS și am adăugat o legătură, punct de montare. Următoarea, a treia partiție este tot de tip NTFS, este partiția D din Windows, iarăși punct de montare Windows underscore D. Toate cele trei partiții nu se vor formata. Nu vreau să șterg informațiile de pe ele. După asta, mai adaug încă o partiție slash sau rădăcină sau root, cum vrei tu să-i spui. Este partiția pe care se va pune sistemul de operare Ubuntu. Este echivalentul partiției C din Windows. Slash home este echivalentul partiției D din Windows. Astea două se vor formata. La prima instalare se formatează, după aceea dacă o să-ți reinstalezi, spre exemplu, sistemul de operare în slash, vei formata doar prima partiție, în timp ce slash home nu-l vei formata pentru că vrei să păstrezi informațiile. Se întâmplă o chestie destul de similară și pe Windows. Când vrei să-ți reinstalezi Windows-ul, formatezi doar C-ul, nu formatezi și D-ul. Aceeași chestie o să se întâmple și aici. Și swap este o partiție folosită intern de sistem, pe care o folosește pentru hibernare. Instalează acum. Selectezi București, continuă. România română, continuă. Parolele ar fi bine să aibă litere mici, mari, să aibă mai mult de 8 caractere, cifre și caractere speciale, semne exclamări, rând, diez, dolar, astea. Bun, aici nu vreau să import nimic. Nu vreau să import nimic din Windows 7. Continuă. Bun, aici am niște slide-uri, niște imagini despre Ubuntu. Da, Ubuntu vine cu foarte multe aplicații pentru birou preinstalate și anume tot pachetul LibreOffice, un program pentru deschidere de PDF-uri, poți deschide PDF-uri, vine cu Thunderbird pentru e-mail, vine cu o suită destul de complexă de programe, toate sunt libere. Bun, acum s-a instalat sistemul de operare Ubuntu și acum am două sisteme de operare. O să repornesc acum calculatorul și o să-mi apară un meniu cu cele două opțiuni. În momentul ăsta nu o să mai pornească de pe CD sau USB. O să pornească de pe hard disk. Deci în momentul ăsta poți să scoți CD-ul sau USB-ul. Ba chiar uite, please remove installation media and close the tray. Deci scoate CD-ul, scoate memoria USB. Ok, dau enter. Pornește sistemul și acum am 10 secunde să aleg ce să pornească. O să apăs sus sau jos să-mi dispară timerul. Să explic un pic. Am Ubuntu, prima opțiune, cu un anumit nucleu, mă rog, cu o anumită componentă de bază. O să mai apară după aceea și tu, practic, odată la 3-4 luni o să primești un nucleu nou când o să faci actualizări. E o componentă de bază în Ubuntu și o să mai apară opțiune aici în loc de astea două. O să apară, 3.2.0.2.4 și 2.5 și așa mai departe.
A doua este mod de recuperare. Dacă ai vreo problemă cu Ubuntu, dacă ai, nu știu, vrei să modifici o anumită setare, mi se pare că Windows-ul are recovery mode sau e cumva echivalent cu respectivul memory test, să-ți testezi memoria. Chestia asta nu știu exact ce face Serial Console. Și aici este Windows 7 Loader. În principal tu o să lucrezi cu două opțiuni. Ori cu prima de aici Ubuntu, pentru a porni în Ubuntu, ori aici pentru a porni în Windows 7, Windows-ul pe care l-aveai deja instalat. O să pornesc în Ubuntu. Dau Enter. Bun, acum am intrat în sistem. Ia să vedem, dosar personal. Să vedem dacă îmi vede. Da, nu dădeam click bine. Dacă vreau să văd ce este. Deci asta este dosarul personal, este practic partiția home. Slash home. Pot să mă duc la sistem de fișiere. Și aici am Windows C. Cu documente, settings, program, data, program, files, mă rog, partiția C de Windows. Și acum back. Și am partiția D în care n-am nimic, din câte mai țin minte. Enter. Ba nu, am recycle bin, mă rog, și system volume. Poți să iei partițiile astea, să le pui, nu, cred că dau bookmark, dublu click, ia, enter, navigare, favorite, adaugă la favorite. Da, și a apărut aici Windows D și mă duc direct la ea. Ok. Acum, după ce ți-ai instalat sistemul de operare, trebuie să faci două lucruri. În primul rând îți actualizezi tot sistemul. Ok, eu să-l opresc acum. Salvați starea curentă a mașinii. Deci după ce ți-ai instalat Ubuntu, trebuie să faci două lucruri. Prima chestie este să-ți instalezi actualizările. Am făcut un filmuleț pe tema asta. Iar a doua chestie este să-ți activezi driverii pentru dispozitivele pe care nu le recunoaște. În cazul meu s-a întâmplat să nu recunoască placa video. Și apoi îți instalează echivalentul instalării de drivere din Windows, dar, mă rog, îți instalează doar pentru câteva componente. Că pentru celelalte toate o să le recunoască. De exemplu, webcam-ul, imprimante, scanere, pe toate astea le recunoaște din start. Bun. Sper să-l folosești și, mă rog, sper să-ți fie util filmulețul ăsta despre instalare. Pa, pa!